Implicarea primarului Marius Creciu se vede, iar munca sa este recunoscută la nivel național. Astfel, municipiul Drobeta-Turnu-Severin a ajuns în topul celor mai bune orașe din România în care să locuiești, după Cluj și Oradea. Drobeta-Turnu-Severin se regăsește printre orașele din țară în care nivelul de mulțumire al oamenilor este unul mare. Așa arată datele Băncii Mondiale publicate în barometrul urban Calitatea Vieții în România. Peste 80% din populația din mediul urban din România este mulțumită de orașul în care trăiește, se arată în raport. În 9 orașe, nivelul de satisfacție depășește 90%, printre acestea aflându-se Cluj-Napoca cu 97%, Oradea cu 96%, Drobeta-Turnu-Severin 94% și Timișoara și Sighișoara cu 92%. E un motiv de satisfacție pentru noi toți, ca și primărie, pentru mine ca primar, arată că oamenii apreciază munca pe care o facem, munca pe care am desfășurat-o în slujba lor. Din ce am văzut acolo în sondaj, sunt mai multe aspecte pe care oamenii le apreciază și pe această cale mulțumesc și altor instituții care sunt implicate alături de noi în buna gospodărire a orașului. Vorbesc de jandarmerie, de poliție pentru zona de siguranță, Consiliul Județean este o instituție implicată, școlile, cei care își desfășoară activitatea în sistemul educațional. Mai multe instituții au fost și sunt alături de primărie în ceea ce facem noi zi de zi. Cu siguranță mai sunt multe lucruri de pus la punct, mai avem de făcut multe lucruri. Important este că Severinul în acest moment este un oraș curat, un oraș în siguranță, un oraș iluminat și oamenii apreciază acest lucru. Potrivit raportului Băncii Mondiale în ceea ce privește accesul la facilitățile educaționale, 67% din populația urbană se declară satisfăcută. Severinenii și băileștenii sunt cei mai mulțumiți din țară de școlile pe care le au. Toți severinenii sunt și în topul celor mai mulțumiți români de la oraș de starea clădirilor din localitate, nivelul de satisfacție fiind de peste 70%, precum și față de spațiile publice 84%, de facilitățile sportive 70%, și culturale 83%. Peste 90% dintre ei se simt în siguranță în orașul și cartierul în care locuiesc. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin este într-o continuă dezvoltare datorită primarului Marius Creciu, care a dovedit un interes deosebit pentru rezolvarea problemelor comunității pe care o conduce. Infrastructura rutieră a fost reabilitată, parcări moderne au fost create la fiecare scară de bloc, iar cartierele mărginașe arată în acest moment ca unele rezidențiale din marile orașe, totul datorită edilului nostru gospodar. De asemenea, sunt construite creșe și grădinițe moderne, dar și parcuri smart.